Noile restricții anunțate ieri de către autorități lovesc direct în industria evenimentelor. Administratorii teatrelor se tem că vor rămâne cu sălile goale. Și asta pentru că unii spectatori care și-au rezervat din timp bilete la spectacole au returnat rezervările din cauză că nu sunt vaccinați. Și organizatorii de evenimente au fost luați prin surprindere, astfel că cel puțin 4 concerte care urmau să se desfășoare în aer liber au fost anulate. Între timp, agenții economici caută soluții pentru a nu pune pe pauză viața culturală. Pe actorii de la Teatrul Național Mihai Eminescu i-am găsit în timp ce se pregăteau de repetiții la un spectacol care va fi prezentat în premieră săptămâna viitoare. Pe scenă roiau muncitorii care pregăteau decorațiunile. În sala de spectacol l-am găsit și pe directorul adjunct al instituției, care ne-a spus că noile restricții i-au cam speriat pe spectatori, iar o parte dintre ei și-au anulat rezervările. Chiar și așa, Ghenadie Gâlcă ne-a spus că teatrul se va conforma deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Am rezervat 2 bilete la unul dintre spectacolele care, la sigur, va avea succes. Deci am rezervat 2 bilete pentru prieteni de-ai mei, o familie cunoscută. Ori ieri seară mi-au trimis un mesaj cu regretul că nu vor putea să vină pentru că încă nu au reușit să se vaccineze. Asta probabil se va întâmpla în multe alte cazuri. Ghenadie Gâlcă ne-a mai spus că toți membrii trupei sunt vaccinați împotriva COVID-19. Între timp, pe site-ul instituției au fost publicate anunțuri în care spectatorii sunt informați că doar cei care prezintă un certificat de vaccinare, un test negativ la COVID-19 sau care confirmă prezența anticorpilor vor fi primiți în sala de spectacole. Oamenii vor fi verificați la intrare, iar cei care nu corespund acestor cerințe vor rămâne afară. În momentul în care se vor cumpăra biletele online, va apărea automat o ferestruică în care spectatorii potențiali vor fi atenționați că au intrat în vigoare noile restricții și atunci lumea va trebui să țină cont. Noile restricții au luat prin surprindere și pe organizatorii de concerte. Cel puțin 4 concerte care urmau să se desfășoare în aer liber au fost anulate din această cauză. Organizatorii ne-au spus că între timp caută soluții pentru a nu pune pe pauză toate evenimentele culturale. Una dintre ele ar fi testarea rapidă a spectatorilor atunci când se prezintă la concert, iar pentru aceasta compania își asumă o parte din cheltuieli. Între timp, chișinăuienii au păreri împărțite în legătură cu noile măsuri anticovid. Chiar dacă le este frică să nu se îmbolnăvească, unii oameni spun că nu se vaccinează din motive de sănătate, dar nici nu au suficienți bani pentru a-și face testul anticovid. E mult pentru Moldova noastră, pentru cetățenii noștri care lucrează cu câțiva lei, e foarte mult ca să te duci la plus și biletul care te duci la teatru, că el tot nu costă 2 lei. E o măsură care de mult trebuia, eu cred că, implementată. Poate de mult că eu sunt lucrător medical și privesc lucrurile astea destul de binevenite și bineînțeles că lumea trebuie să se vaccineze. Cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru toată lumea. Că lumea trebuie să vaccineze. Mai ales oamenii cum suntem noi în vârstă, neapărat trebuie să ne vaccinăm. Asta e cel mai corect. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Eu m-am vaccinat de 2 ori, oricum port mască, fiindcă pentru sănătatea noastră. Noile măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției au fost adoptate ieri de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, după ce în ultima perioadă numărul de cazuri a crescut alarmant. Acestea vor intra în vigoare începând de mâine, iar de astăzi este valabilă starea de urgență în sănătate publică. Potrivit deciziei autorităților, persoanele de la 18 ani vor avea acces la evenimentele în aer liber, festivaluri în sălile de spectacole, concerte, precum și în cluburile de noapte, doar cu certificatul de vaccinare, rezultatul negativ a testului anticovid numai vechi de 72 de ore sau certificatul care confirmă că persoana are anticorp făcut numai târziu de 48 de ore.